Peste 100 de persoane au murit în această dimineață într-un accident aviatic din Libia. Avionul lor venea din Africa de Sud și se pregătea să aterizeze pe aeroportul din Tripoli când s-a prăbușit. Aparatul a explodat și s-a dezintegrat complet. Compania a anunțat că avionul avea la bord 104 persoane, dar autoritățile au confirmat moartea a 105 oameni. Pe de altă parte, o sursă de pe aeroport a anunțat că există un supraviețuitor, un copil olandez de 8 ani care este internat în spital. Cauzele accidentului nu sunt cunoscute, dar se știe că vremea era favorabilă azi dimineață la Tripoli. Un ministru de acolo a exclus imediat ipoteza unui atac terorist.